Interviul săptămânii la RCIS FM. Dragi prieteni, bun găsit la Interviul săptămânii. Sunt Nicoleta Timaru. Ca de fiecare dată îmi propun să aduc în discuție aspecte care cu siguranță pot lăsa o amprentă în viața dumneavoastră. Invitatul de astăzi cred că ne poate spune mai multe despre trecut, prezent și viitor decât ceea ce noi ne închipuim, pentru că nu știu de ce, dar mereu am senzația că în ochii unui istoric timpul are altă valoare. Ne spune chiar dumnealui dacă așa este, invitatul meu de astăzi, părintele Emil Dumea. Părinte, bun venit în studioul RCIS FM. Bine vă găsesc și pe toți ascultătorii și cei care privesc acest post al Episcopiei de Iași. Dumneavoastră sunteți un cunoscut al celor care ne urmăresc, pentru că aveți o emisiune pe care o realizați la RCIS FM, dar iată, astăzi sunteți în această emisiune încercând să trecem peste timp, peste timpul care s-a scurs în viața dumneavoastră. Am zis că sunteți istoric pentru că știu că ați studiat în acest domeniu și îl valorificați poate mai mult decât noi, ceilalți, dar întrebarea pentru început este, zic eu, destul de simplă pentru mine, dar mă aștept să-mi spuneți că e dificilă pentru dumneavoastră. Cum ați caracterizat timpul, Părinte Emil? Timpul? Timpul e viață trăită în mod autentic, e construcție a propriei vieți și împreună cu ceilalți, este o valorificare a trecutului în prezent, proiectat spre viitor. Acestea sunt coordonate, cred eu, esențiale ale noastre. În ochii sau în planul lui Dumnezeu, timpul nu are nici început, nici sfârșit, e un continuu prezent. Și aducând timpul în viața pe care ați trăit-o până acum, cum a fost timpul cu Sfinția voastră până acum? Timpul, o lecție cu multiple valențe, cu multiple învățăminte, o confruntare, ce să zic, un rod și căderi și insuccese. Oricum, privit în ansamblu, timpul vieții mele e, cred că, unul din cele mai mari daruri pe care mi le-a făcut cerul și părinții mei și mulți alții, și m-au învățat, sau timpul m-a învățat, că nu trebuie să ținem, cum să zice, umbră degeaba acestui pământ. Că trebuie să ne aducem aportul nostru pentru, nu știu, pentru fericirea noastră și apoi cu ceilalți să construim conform, zic eu, planului divin, să construim o lume mai conformă cu ceea ce El dorește de la noi și de fapt de la toți oamenii. Pentru că ați zis cuvântul dar. Mă gândesc la cuvântul roade. Nu pot să nu remarc faptul că de-a lungul timpului pe care l-ați petrecut până acum pe acest pământ, ați plantat diverse semințe, cum se spune, în calitate de profesor la Facultatea de Teologie, la seminar și știm foarte bine în activitatea dumneavoastră în mediul universitar. Cât de greu este, părinte, să dai elevilor, studenților pe care îi ai în față impresia aceasta și nu impresia, ci dorința de a da valoare timpului. Pentru că un profesor, până la urmă, dincolo de aspectele teoretice pe care trebuie să le transmită elevilor pe care îi are în față, trebuie să îi învețe, nu-i așa, că viața este de fapt valoroasă și mai ales dumneavoastră în calitate de istoric, bănuiesc că le-ați zis de atâta ori că timpul este cel mai mare dar. În măsura în care ești conștient tu de importanța timpului, cred că în aceeași măsură încerci să transmiți și altora această acumulare interioară sau intelectuală și conștient de importanța acestor cunoștințe, dar nu numai, experiențe, să le transmiți și celorlalți. Dar cred că pornește în primul rând de la propria experiență, nu atât de la o acumulare, cum să zic, cumva abstractă a unor cunoștințe și transmiterea lor aproape mecanică altora, cât mai mult de la o valorificare interioară. Atunci e mai ușor să transmiți altora
ceea ce tu însuți ai acumulat, ești conștient, s-a sedimentat, a rodit, e mult mai ușoară atunci această, spunem, oferire altora. Pentru că sunteți unul dintre cei care au inițiat și au implementat studiile teologice pentru laici în dieceza de Iași, vă propun să ne întoarcem în istorie, în timp, pentru că, iată, deja este istoria, acel început pentru dieceza de Iași, și să ne povestiți cum a luat naștere facultatea de teologie. Știm foarte bine locul unde cei care nu vor să aleagă neapărat calea preoției sau calea călugăriei, dar își doresc să aprofundeze studiile teologice și să facă o carieră, poate chiar, sau să își dedice timpul acestui studiu. De unde această idee și cum au fost începuturile în acest domeniu? Dacă te referi la facultatea de teologie din cadrul Institutului Teologic. Știu foarte bine că înainte de această facultate a mai fost ceva și înainte, așa că facem un pas mai înapoi și să vedem exact când a fost începutul și cum s-a finalizat de fapt și cum am ajuns astăzi la facultatea de teologie pe care o știm cu toții. Da. Prima facultate vine în contextul schimbărilor de după 1989, când s-a constatat în dieceza de Iași, ca de altfel în România, cred că în toate țările care au fost în blocul sovietic, condus de Uniunea Sovietică, necesitatea unor profesori de religie. Fiindcă religia a fost introdusă în învățământul de stat, dar nu erau profesori. Și atunci, implicit, iată, să se înființeze o facultate pentru a forma acești viitori profesori de religie. Și aici a fost preasfințitul Petru Gheorghe, el mi-aduc aminte, în cadrul unei ședințe a Consiliului Profesoral din Institut, când a pus această problemă, zice, trebuie neapărat să organizăm această facultate. Începuse cu părintele Petru Mareș, Dumnezeu să-l fericească, la Bacău era părintele Ștefan Erdeș, știu că ei au fost, episcopul Petru Gheorghe i-a rugat, au organizat o formă de învățământ, dar era cumva, știți, improvizată. Și atunci zice, nu, noi trebuie să organizăm o adevărată facultate de teologie. Și în ședință episcopul întreabă cine se oferă și nu prea s-a oferit nimeni. Eu, entuziast, întors, bine, mă întorceam atunci de la București de curând, întors din Italia, zic, mă prind eu. Așa a fost. Conștient de povara pe care ați luat-o asupra dumneavoastră? Nu că habar nu aveam, dar oricum, de ce înseamnă, nu. Și zice, foarte bine, mă bucur, sunteți de acord toți, bineînțeles că suntem de acord. Zice, ce am făcut prima dată, am mers în Verona, acolo fusesem în multe vacanțe de Paște și Crăciun și cunoșteam Institutul de Studii Religioase pentru Laici, exact echivalentul facultății de teologie pe care doream noi să o înființăm. Am luat legătura cu staful acelei facultăți și m-am informat puțin cam ce trebuie să conțină. M-am întors, m-am interesat, am discutat și în țară cu facultăți de teologie ortodoxă care erau deja în universitate și din străinătate, adică întâi mi-am făcut o imagine așa de ansamblu, aș spune. Cum ar trebui să fie exact. Și cum să fie organizat. Da, după care am zis, o organizăm pe 5 ani, durata studiilor, fiindcă mulți care începuseră deja, cum am zis, conduși de acești doi preoți, Mareș și Erdeș, erau sute de studenți sau auditori, în diferite centre ale Moldovei, în decanatele Moldovei, ale diecezei de Iași, și atunci am zis să formăm învățământul la distanță, adică bine, centrul e la Iași, cu mai multe filiale, cursuri la sfârșit de săptămână, fiindcă nu puteau să participe, mulți erau căsătoriți cu familie, cu servicii, etc. Și am organizat în fiecare Iași, Roman, Onești, Suceava și Gura Humorului, deci în 5 centre, am organizat această facultate cu preoți sau profesori care să predea din zonă,
materiile pe care le-am stabilit și așa am început din toamna lui 91 în forma aceasta facultatea pe parcursul, spunem, al diecezei. Sunt multe de zis. A fost, eu cred că a trebuit să fie necesar un grad puțin de inconștiență pentru ca să te implici într-un proiect atât de exigent. Unu, față de legile statului, față de cerințele unui adevărat profesor ce trebuie să învețe, știți? Și atunci, nu că am improvizat, v-am zis, eu m-am întâi, dar nu numai eu, și alți colegi cu care colaboram, deci întâi ne-am informat bine și apoi am început să demarăm. A fost o muncă titanică, o muncă foarte angajantă. Norocul nostru era că eram tineri, plin de entuziasm. Dar au fost totuși momente în care v-ați simțit deznădăjduit, poate descurajat și v-ați gândit ce mi-a trebuit mie să mă bag în toată treaba asta? Da, cred că prin 94-95. Nu că obosisem neapărat. Bine, aveam și cu mama sărmana, în 95 s-a trecut la cele veșnice, de un cancer galopant, dar îmi dădeam seama că exigențele în raport cu învățământul din România, cu, nu știu, calitatea învățământului, pregătirea acestor profesori care erau implicați, cum v-am zis, în serviciu, în familie, exigențele erau mari și nu erau lipsuri pe care unele nu le mai puteam eu tolera. Și atunci l-am rugat pe preasfințitul Petru Gheorghe, el zic, eu nu mai pot să găsească pe altcineva. Zic, problemele sunt acestea, le-am prezentat. Trebuie rezolvate. Dacă nu se rezolvă, zic, eu nu pot. Nu pot să merg înainte. De fapt, nu eram conștient că în spate deja realizările erau multe, mari, dar poate eram eu prea exigent, cred, față de posibilitățile reale. Poate, retro, gândindu-mă, poate trebuie puțin să mai cobor ștacheta, dar oricum am demisionat, după aia am revenit. Ați revenit? Încă un an. După care iar am demisionat și cine m-a urmat între Dumitru Gabor, nu a mai organizat admiteri. Și atunci facultatea a mers ușor-ușor în lichidare, dar cei care au studiat în acești ani și au susținut examenele de licență, eu am alcătuit o, să zicem, o broșură, o cărțulie cu istoricul, cu toți studenții, profesorii, cursurile facultății, am tipărit acest rezumat al facultății, l-am dat episcopului, ieri el s-a bucurat tare mult și eu, bineînțeles, la așa este. Au studiat ca studenți sau auditori peste 600 de persoane, dintre care au finalizat studiile cu diplomă de licență peste 200, poate spre 250 de numărul total, iar din acest număr, spre 200 au profesat sau profesează ca profesor de religie, asta așa în cifre. Și iată roadele acelor semințe despre care vorbeam la început. Cum percepeți astăzi, 2022, nu-i așa, Facultatea de Teologie, comparativ cu acele timpuri? Ce s-a schimbat? Facultatea actuală, varianta de studii teologice pe care o avem astăzi la îndemână. Comparativ cu facultatea cealaltă, aceea are, zic, frumusețea ei a începuturilor. Știți, orice început e plin de entuziasm. Ușor, ușor lucrurile se sedimentează, unele mai cedează, deși și această facultate în primii ani, deci prima promoție a intrat în 2002 în Universitatea Cuza, deci, și acele prime promoții, comparativ cu cele care au urmat, erau, unu, mai numeroase, calitativ mai bune, mai plini studenții, mai plini de entuziasm, după care, iar, repet, lucrurile s-au mai aranjat, s-au mai triat, s-au mai cernut. Aceasta are un alt nivel, pentru faptul că e într-o structură universitară cu o tradiție foarte veche, și vrând nevrând intri
în, să spunem, în acest angrenaj și trebuie să respecți anumite standarde de calitate obligatorii. Deci aici în ultim... Bun, și dincolo, pentru că facultatea oricum a fost recunoscută de stat, diplomele echivalate, da? Deci doar că era în învățământul privat, dincoace e în învățământul, spunem, public, statal. Deci diferențe sunt multe și de calitate, dar pe de altă parte aș remarca un lucru comparativ cu celălaltă facultate. În sistemul statal, de exemplu, birocrația este aproape sufocantă. Dar asta nu numai în învățământ. Și asta îți mănâncă mult timp și resurse. Și multe lucruri trebuie făcute, dar care n-au legătură directă cu actul didactic sau de cercetare, ci sunt așa una, pe lângă activitatea specifică, de unde unii primesc salariu. Deci birocrația, comparativ cu facultatea a bisericii, este mult mai mare în sistemul statal. Și cu siguranță, părinte, o altă mare diferență este calitatea omului și calitatea celor care acum s-ar îndrepta spre această facultate. Știu că numărul celor care aleg să studieze teologia, să facă o facultate în acest domeniu, este mult mai mic față de cei care s-au îndreptat în trecut spre acest gen de studii. De ce credeți că în timpurile pe care le trăim, teologia este undeva la ultimele opțiuni și nu la primele? Eu încadrez până în această scădere aproape vertiginoasă sau scădere sau cădere într-un context, spunem, cultural, ideologic, social, în întreg contextul lumii contemporane, în care și România a intrat, mai ales după 2007. Deci, un context care, în care cultura e mai mult pe orizontală și nu mai e atât de mult legată de sacru, de transcendent, de o ființă supremă pe care o numim Dumnezeu ca artizan și al istoriei oamenilor, ci e mai mult privită istoria sau viața pe orizontală. Apoi sunt timpurile acestea, una care a fost ale mare industrializări, iar acum e cibernetizarea care acumulează și atrage foarte mult spre aceste zone, spunem, ale cercetării, ale activităților, care nu prea au de-a face cu științele socio-umane, nici cu cele teologice. Deci e un mers, spunem, al învățământului și cercetării. Laicizarea, asta o știm, faptul că Uniunea Europeană vrea neapărat o organizare laică, da, a societății, în care biserica vine pe lângă. Nu contra, dar e și ea acolo. Deci nu e gândită ca fundament, spunem, al organizării, deși este separarea sferelor laică de cea religioasă, societatea noastră este civilă, dar e un mers, spunem, al lumii contemporane în care omul e artizanul principal, el vrea să fie în prim plan. Deci, în contextul global trebuie înțeles și acest fenomen. Apoi vine, nu știu, factor de scăderea demografică, că sunt mai puțini copii și de aceea nici nu vin. Dar nu ăsta e motivul principal. Și diversitatea principal. Studiilor care se pot face acum și... E clar cred, că lucrurile... Cred, mai e o cauză. O cauză e în biserică. În biserică, misiunea ei profetică. Poate că biserica e prea legată de structuri, poate prea debitoare unui model și cultural care nu mai e de actualitate. Și apoi mai e, cred, mărturia personală. Vedeți, excelăm, de exemplu, un programe acum în internet, în radio, în televiziune, foarte bine alcătuite, știți? Dar ceea ce atrage este carisma, este omul, e clericul, e persoana aceea care vorbește despre un crez pe care îl are. Deci și e conformitatea celui crez cu propria ta viață. Aici
să ne facem un examen de conștiință, noi cei care suntem în structurile bisericii. Asta e o altă cauză, nu din afară, ci din interior. Așa cum era firesc, am vorbit în puține cuvinte, pentru că e clar, timpul nu ne ajunge să descriem și să trecem prin pașii istoriei. Am vorbit despre începuturile facultății, am vorbit despre ceea ce este în prezent și, cum e firesc, vă întreb cum vedeți viitorul. Ce credeți că se va întâmpla cu studiile teologice pe zona Moldovei? Vorbim în viitor. Eu le încadrez în contextul acesta al Moldovei, al României, în mersul înainte al societății. Biserica este în această societate. În măsura în care biserica va înțelege cum trăiesc oamenii și de ce au nevoie, bine, au nevoie de Cuvântul lui Dumnezeu, dar asta e contextualizat concret în viața pe care o duc oamenii acum, cu fenomenele, cu provocările mari care sunt ale dislocării familiilor, de exemplu. Asta e o grea problemă. Deci sunt ale, nu știu, oamenilor care nu văd perspective, mai ales la sate, și Biserica Catolică din Moldova e majoritar la sate, cu o lipsa locurilor de muncă. Nu e că biserica rezolvă locurile de muncă, dar să înțeleagă mai bine frământările noilor generații care nu găsesc un loc de muncă, ar sta în localitatea lor, dar nu pot să stea. Nu pot trăi, efectiv. Nu pot trăi. Și aici biserica trebuie să fie mai aproape de frământările oamenilor, de problemele acestea ale lor, am spus, ale familiei, ale locului de muncă. Apoi o mare, mare confruntare pe care o avem e cu media. E o putere enormă care formează sau deformează conștiințe, și implicarea bisericii în acest domeniu trebuie să fie mai adecvată, mai apropiată de lumea aceasta mediatică, ca și de lumea internetului, unde atâția emigrează, domiciliază acolo mai mult decât în lumea reală, fug acolo. Acolo sunt și fericiți, acolo au și deznădejde, acolo se întâmplă iluzoriu, totul. Da, e un paradis din acesta, pe mine mă amuză. Deci acestea sunt provocări, și în măsura în care, spunem, biserica reușește să se adapteze mai bine și să răspundă mai adecvat la aceste provocări, cred că oamenii o vor percepe mai aproape de ei, așa cum au perceput-o în perioada comunistă. Nu? Oamenii au apelat atunci la biserică fiindcă se vedeau agresați de stat, de exemplu, de ideologii, de manipulări. Și biserica era un loc de salvare pentru oameni. Acum, omul contemporan, și el vrea să fie fericit, mulțumit, împlinit, dar se confruntă cu N probleme. Cât de înțeleaptă va fi biserica în raport cu aceste provocări, tot atât de, spunem, va avea un viitor mai bun. Realizez ce provocare pentru dumneavoastră să le predați studenților o parte din cursurile pe care le aveți, și mă gândesc aici la cultură și religie în societate. Cum ați rezuma în doar puține cuvinte cultura și religia în societatea zilelor noastre? Da, ca o idee, religia are în sine sau are o componentă importantă culturală. Credința noastră e mai mult o adeziune sau o problemă interioară a sufletului, a conștiinței noastre, pe când religia e o formă de manifestare vizibilă, concretă, a credinței. Religia e o componentă... Se pot despărți aceste două? Nu, nici de cum. O religie care nu e rezultatul unei credințe putem studia, religiile hindu, budistă, dar noi creștini nu putem să separăm. Religia este forma noastră vizibilă de trăire a credinței. Dumneavoastră vorbiți la modul ideologic, dar mă gândesc câți oameni religioși sunt fără credință în ei și câți oameni credincioși fără religie. E o altă problemă. Vine în minte un medic foarte bun, un profesionist, îl cunosc, care nu a călcat la biserică, cred că, de când era mic. Dar e de o corectitudine profesională care m-a lăsat așa, m-a uimit.
Și când a fost ales Sfântul Părinte actual papă, deși v-am zis, n-a avut nicio tangență cu biserica, m-am întâlnit, zice, vreau să devin catolic. Eu am crezut că mă e așa în glumă, știți? Zice, nu, acesta e un om al lui Dumnezeu. Deci deschiderea față de sacru, față de divinitate, o avea. Doar că într-un context poate nu era prea edificat de ce vede în jur. Deci și în omul pe care noi îl credem ateu, există germeni, spunem, ai sacrului, are un sacru întrâns în multe valori. Poate nevalorificat, nedescoperit și nemanifestat, dar el există. Da. Eu cred că eu n-am avut în viața mea încă până acum, să zicem, și m-am confruntat sau am dialogat cu multe persoane. Zicem că găsesc una cu care să nu am o punte de dialog. Câtă vreme este voință? Ăsta e de fapt secretul? Să vrei și atunci găsești ceea ce... Și bună voință de a-l asculta pe celălalt. Capacitatea aceasta de a încerca să înțelegi ceea ce tu nu înțelegi. Ce nu intră în calapoadele tale, în structura ta. Știți, era versul unui cânte care spunea să lăsăm cuvintele să tacă. De fapt, asta ar trebui să facem câteodată, să le lăsăm să mai și tacă. Da, știți, în sufism e o denumire a lui Dumnezeu. Dumnezeu e tăcere. Da, cuvintele noastre oricum sunt multe. Multe și poate de multe ori degeaba, nu? Da, ne aflăm, așa spunem, vorbe. Părinte, un alt curs pe care îl predați studenților este legat de relația biserică-stat. Haideți să concluzionăm și acest aspect. Cum ar trebui să fie relația între biserică și stat? Sau în viziunea dumneavoastră, bineînțeles. Ba, viziunea mea nu e proprie, este și a bisericii. Cred că forma cea mai bună e a separării statului de biserică, dar nu o separare totală, ci o separare se numește științific mixtă, în care instituțiile au propria formă de organizare și funcționare, sunt autonome, independente în propriul sector, dar în același timp au și zone de colaborare unde se intersectează. Așa, scurt, în domeniile socio-uman, în domeniul educațional, al familiei, al valorilor fundamentale, libertate, libertate religioasă, deci al libertății, în domeniul familiei, al dreptului pentru toți, al egalității, nu știu, al binelui comun se mai numește, sau dezvoltare integrală a unui om. Sunt atâtea zone de interes, de muncă comună. Nu putem gândi modele, spunem, de stat, biserică, complet separate, fiindcă omul e același, da? Care e în același timp cetățean al unui stat, dar e în același timp și membru al unei biserici, dar e aceeași persoană. Și statul și biserica, din direcții diferite, privesc spre aceeași persoană. Credeți că în România, o țară majoritar ortodoxă, acest aspect este oarecum mai complicat pentru noi, cei catolici? Pentru că ați vorbit despre relația stat-biserică, da, nu? Și mi-închipui că într-o țară majoritar catolică sau majoritar ortodoxă, lucrurile ar fi oarecum mai simple. Dar aici, iată că intervine o a treia parte, chiar dacă e vorba tot despre religie, dar e altă formă. Vorbim despre catolici, ortodoxi sau greco-catolici, mai știu eu ce alte credințe. Da, cred că e bine ca Biserica Catolică din România să aibă un concordat semnat cu Guvernul României. Nu îl are. Cred că această lege e necesară. Pe de altă parte, în contextul statului român, un stat laic, dar majoritar ortodox, eu cred că Biserica Catolică e lăsată anume de Dumnezeu la această, să o numesc, periferia catolicismului european, cu un rol ecumenic, cu un rol de punte, de legătură între ortodoxism și catolicism. Deci unde, în zona în care suntem noi, eu văd că Dumnezeu aici ne spune, voi trebuie să contribuiți la unitatea creștinilor. Și nu degeaba poporul în 99, când a venit Sfântul Părinte Ioan Paul al II-lea la București, a strigat unitate. E un strigăt profetic al poporului creștin că vrea refacerea unității creștine.
Cred că acesta e unul din principalele roluri ale Bisericii Catolice în acest spațiu. De exemplu, și prin Biserica Greco-Catolică, care e o punte de legătură între ortodoxism și catolicism. Apoi de mediatoare între culturi diferite. Vedeți, culturile diferite, interesele diferite au separat biserica. Bun, și ambiții omenești ale unor persoane. Dar refacerea unității creștine înseamnă neapărat o refacere a unui dialog între culturi, civilizații diferite. Unitatea creștină vine neapărat și într-un context cultural în care oamenii sunt împreună. Nu putem să ne gândim unitatea, să refacem unitatea creștinilor, dar din punct de vedere cultural, civilizator, aparțin la două lumi diferite. Nu. Părinte, vorbiți foarte frumos și îmi închipui că în calitate de profesor, de preot, nu, atunci când celebrați, dați lecții de viață. La facultate, lecții de istorie, așa cum e firesc, lecții teoretice, dar și lecții legate de viață. Totuși mă întreb, cine v-a dat dumneavoastră lecții de viață la un moment dat? Pentru că mi-l închipui pe micul copil, Emil Dumea, nu-i așa, la Giudeni, da, locul în care v-ați născut, și cu siguranță au fost oameni care și-au pus amprenta asupra sfinției voastre și pe care vi-i amintiți acum cu drag. Dar m-aș gândi, nu știu, la o lecție, la poate o mustrare pe care ați primit-o și care v-a rămas în minte, cumva o lecție de viață pe care ați primit-o la un moment dat de la cineva. La cine vă gândiți? La mama. Cum era mama dumneavoastră? Mult mai bună decât mine. Păi se spune că întotdeauna copiii trebuie să fie mai buni decât părinții. De ce ziceți că era mult mai bună decât dumneavoastră? Poate avea o bunătate nativă. Așa, ea s-a născut bună și... În același timp era severă? Ziceți că era bună? Vă referiți că avea sufletul bun sau la ce vă referiți când spuneți că era bună? Adică, concret, ea n-am auzit-o niciodată certându-se cu nimeni. Cu nimeni. Nu era capabilă. Dacă era un conflict, femeile la câmp, că mergeam cu ea la câmp de mic, nu eram la școală, că mergeam la prășit cu dânsa. Deci, și femeile se mai certau între ele certuri. Nu erau neapărat certuri, dar dacă era o ceartă, mama nu rezista, trebuia să plece de acolo sau începea să plângă. Nu suporta conflictul. Este un lucru. Un altul care mi l-a dat o lecție, totdeauna când gătea ceva mai deosebit, întâi punea într-o farfurie sau într-o strachină, depinde ce, o acoperea cu un șervet și mergea la o femeie văduvă care avea și un copil sărmanul puțin minus habens, le ducea lor. După aceea se întorcea și apoi mâncam noi. Dar totdeauna a făcut așa, fără să zică nimic. Ei bine, lucrul acesta mie mi-a pătruns adânc. Și cred că e una din lecțiile fundamentale pe care le-am primit, cum trebuie să mă comport cu semenii mei. Legat de profesorii pe care i-ați avut în copilărie, atât la Giudeni, cât apoi la liceul seminarial din Iași, chiar și la institut, dacă e să ne raportăm la aceștia, ce nume vă vine acum în minte? Ce profesor v-a fost foarte aproape de suflet? Unul l-am întâlnit ieri, am concelebrat în catedrală la ora 8, Ieronim Budulai. Un preot care ne preda științele naturale plus istoria, era administrator în același timp la seminar. Eu eram un băiat venit din alt județ, așa de la sat, ajuns aici la școlile înalte. M-a marcat simplitatea lui, naturalețea cu care ne preda și în același timp calmul și seninătatea pe care eu citeam pe chip. Și pe care și le-a păstrat. Pentru că l-am Incredibil. Avut chiar invitat în cadrul acestei emisiuni și, într-adevăr, seninătatea despre care vorbiți nu l-a părăsit chiar și la vârsta pe care o are. Este, într-adevăr, această un om calitate. Care transmite acest lucru. Da. Am avut și mulți profesori foarte conștiincioși în activitatea de predare, punctuali. Deci, atât cât se pricepeau talentul așa pe care îl aveau. Deci, ireproșabili în activitatea la catedră. Deci, mulți, aici aș putea spune, un standard comparativ cu școala mea din satul natal, așa, mult mai ridicat.
Dar sunt mulți aici pe care aș putea să-i enumăr. Privindu-i pe acești profesori în trecut, în tinerețea și copilăria dumneavoastră, v-ați gândit vreodată că veți ajunge ca ei? Nu. Nu v-ați dorit să fiți profesori? Cum v-ați văzut viitorul? Ce-și dorea părintele Emil Dumea să devină atunci când era copil? Când am devenit la seminar? Sau... Nu, înainte, în copilărie. Înainte. Zic. Eram un pasionat pentru radio și pentru motoare, auto. Era un cerc auto în școală. De fapt, erau motoare de karting, nu, de karturi, din acestea. Visam. Și la cercul de radio la fel. Și am avut eu o performanță, și anume că am construit un radio, am mai spus-o și altora, într-o cutie de pate, așa de mare. Atât că era difuzorul. Minimum de piese ca să funcționeze era în jurul difuzorului. Wow, eram la școală așa unul. Mă pasiona. Când v-a părăsit această pasiune? Pentru că, iată, ea a revenit în viața dumneavoastră. Acum sunteți la radio, nu? Știu că aveți această emisiune și de-a lungul vieții dumneavoastră ați participat la multe emisiuni, atât la TV cât și la radio. Dar când a dispărut acest gând de a face, poate, nu știu, o carieră în radio și v-ați îndreptat spre zona preoției? Când a apărut acest gând? În clasa 8-a. Eu eram pregătit să urmez un liceu de informatică. Asta era în mintea mea. La liturghia de hram a anului 1973 a venit părintele nou parof Dumitru Adămuț, soțit de alți preoți, o solemnitate deosebită în sat, atât solemnitatea liturgică, veșmintele, cântul din biserică, îmi răsună în urechi și acum dascălul, corul, m-au vrăjit. Deși eu mergeam la biserică doar duminica și nici atunci nu eram eu prea cu minte în biserică, nu, n-am fost ministrant. Nu că eram contra, dar eram așa împreună cu alți copii. Acea celebrare m-a cucerit și fără niciun prealabil, fără să-mi fi zis cineva ceva, eu mi-am zis, vreau să fiu ca preoții aia din altar. M-a vrăjit imaginea, decorul, scenariul, totul. Asta a fost, a făcut să uit și de radio și de karting și... Bun, eram bun și la istorie și științele naturii și la geografie. Da, îmi plăceau. Altele nu, matematica, fizica, chimia nu mi-au plăcut niciodată. Și atunci am zis să fiu ca aia din altar. Și știu că m-am întors acasă, erau la masă, rudele veniseră la hram, așa, și eu căutam un cateism. Și știu că tata mi-a zis, dar nu mergi și tu la marginea satului unde erau bâlciu, da? Nu mergi, aia zic, deocamdată nu. A, bine, ei mâncau acolo și i-am găsit un cateism și m-am dus în grădină și mă uitam prin el, când mi-am gândit eu, zic, bă, sigur trebuie să învăț la catehism. După care, după un număr de zile, tot preocupat de catehism, părinții au observat că ceva s-a întâmplat. Da, da, știu că mama m-a luat așa și mai pe de departe și nu știu la câte zile, zic, mamă, eu vreau să merg la seminar. A fost un șoc pentru ei. Un șoc urmat de o bucurie sau un șoc urmat de neliniște? Pentru că iată ce cale grea ar fi spus, poate. Da. Oricum, ei erau mult mai conștienți de ce înseamnă a fi preot decât eram eu. Păi când ați zis de acea vrajă de pe altar, mi-a venit în minte și urma să vă întreb ce s-a întâmplat când a dispărut vraja aceea, pentru că imaginea frumoasă pe care ați văzut-o și auzit-o datorită corului a dispărut la un moment dat, firesc. Da. Și v-ați trezit nu în fața unui mic catehism, ci în fața unei biblioteci, poate, și în fața unui adevărat mister până la urmă, nu? Credința, cum se zice, este un mister. Mister pe care, în calitate de preot, trebuie să îl deslușiți și mai ales să îi ajutați pe ceilalți să îl descopere, să îl înțeleagă. Ce s-a întâmplat când a dispărut vraja și v-ați trezit în fața acestui lucru? Eu știu, dezvrăjirea aceasta s-a împletit cu alte vrăji care m-au menținut în seminar. Și anume, mi-am dorit, deci aia cum erau preoți în altar, spuneam, știi, dar
Zic, nu, eu trebuie să devin un lider. Citeam mult, foarte mult, biografii ale personalităților. Efectiv, devoram când am venit în seminar, că acasă n-aveam nicio carte, dar aici. Și știu, un model al meu era Mahatma Gandhi și Kennedy și Martin Luther King, erau între personajele. Și lider mă vedeam acum al omenirii. Gândește unde și ce să fac anume. Un adevărat visător, părinte. Da, să contribui la dărâmarea comunismului. S-a concretizat, spunem, imaginea mea despre mine ca preot. Preotul e un predicator al împărăției lui Dumnezeu, dar eu ziceam în contextul comunismului. Și atunci am început să mă preocup de ce documente a semnat România, de exemplu, declarația de la Helsinki, drepturile fundamentale ale omului, carta din 48 pe care a acceptat-o și România, etc. Și pregătirea mea ulterioară era aceasta, în această direcție, nu numai că studiam științele teologice, dar mă vedeam ca un om care să îi ajute pe semenii săi să se dezrobească de această povară care eu am simțit-o foarte grea și din ceea ce mi-au povestit părinții, bunicii mei, din ceea ce au trăit ei și ce vorbeau, s-a concretizat în mine să ies să văd eu ce pot face. Și după ce ați fost sfințit preot, ați fost trimis în Arhidieceza de București, da, mai aproape de inima comunismului, nu? Pentru că da, era capitala țării, era București. Cum a fost această schimbare? Plecat de la Ajudeni, la Iași și apoi București. Cum vi s-a părut atunci viața de preoție în București? În București, la Popeșile Ordeni. A fost o perioadă superbă, dar am stat doar 9 luni, din care o lună în deplasare la Constanța, și 2 săptămâni la Herculane. Deci am stat 7 luni jumătate, efectiv, în comunitatea aceasta de catolici bulgari, niște creștini pe care pe mie mi-au mers la inimă, poate și eu lor, formam o comuniune cu dânsii. Mi-a fost foarte greu când episcopul Robu mi-a telefonat și a zis că merge paroh la Târgoviște să mă rup. Acolo am dat ce puteam eu mai bun din mine. A fost și prima dragoste, da, cum se zice, prima parohie în așa care ați este activat și desprinderea clar a fost mult mai grea. Dar cum a fost desprinderea de Târgoviște când ați fost trimis la Roma, la studii? Păi când desprinderea a fost aproape traumatizantă. Noroc că la Roma am întâlnit pe colegul meu Alois Bulai și defunct Anton Budău, venisere deja și ne mai mânghiam unul pe umărul celuilalt. Dar zic, cred că m-aș fi întors pe jos de la Roma înapoi în comunitatea de la Târgoviște. Atât de dureros am simțit un timp prezența, curios, deci o spun altora, pentru că, de ce? Pentru că eu nu știu, am pus tot sufletul acolo unde am fost. Și atunci, deși la Roma, mă rog, trăiam la un alt nivel, eram la o universitate pontificală, eram lângă Sfântul Părinte, dai seama în ce lume ajunsesem din provincialul Târgoviște. Și totuși în inima mea lipsea enorm comunitatea catolică din Târgoviște. Și a fost și ultima parohie în care ați activat, pentru că după ați urmat o altă zonă a dăruirii ca preot și anume aceasta a studiilor universitare în calitate de profesor. Vă întreb totuși, părinte, dacă ați avea acum posibilitatea să vă întoarceți în timp, să fiți undeva pe unde ați mai fost, evident, unde ați vrea să fiți acum? E clar că sunt legat și de această zonă a Moldovei, dar eu m-am simțit bine și în alte state unde am fost. Da, unde m-aș simți bine, nu știu, ca preot sau ca profesor? Ca om, efectiv. Ca om? Efectiv să... Ați zis că sunteți un visător sau că ați fost un visător și chiar urmează să vă întreb dacă încă mai visați și mai ales la ce visați. Da, am multe vise. La ce vise am? Să scriu cel puțin o carte pe an. Câți aveți 45 până astăzi, nu-i așa? Da. Și mai urmează, bănuiesc, nu vă opriți aici. Da. Cel puțin o carte pe an, asta e un vis. Un altul e să fac drumul de pelerinaj de la Santiago la Ierusalim, pe jos. Asta l-am de mai. Despre câți kilometri e vorba? Păi, câți kilometri? O fi, nu știu, vreo 6-7 mii, 8. Nu știu, știu de la Roma, până ca să l-am făcut de la Roma la Santiago. L-ați făcut pe jos? Da.
În ce an? În mai mulți ani din... Bun, am fost pe mai multe drumuri. Da. Nu numai ăsta, am mai fost și pe altele. Și în Franța. Deci, da. Părinte Emil Dume, sunteți un visător, sunteți un pelerin, nu-i așa? Da. Și sunteți un om care speră, e firesc să zic așa, faptul că mi-a zis că vreți să scrieți câte o carte pe an, e speranță, nu? Da, asta e adevărat. Păi nu e că neapărat, pot să fie două, pot să nu fie una neapărat, dar ăsta e unul din visurile mele. Ce vă doriți să spună despre dumneavoastră un student care v-a ascultat, care a petrecut niște ani sub bagheta dumneavoastră? Ce să spună el despre mine sau despre activitatea mea? Că i-am fost de folos. Întâi lui ca persoană, ca om. Că, într-adevăr, a avut ceva de bun de învățat de la mine, care i-a folosit. Și apoi pe plan profesional. Știu că mă interesează relația aceasta personală cu omul, direct, dincolo de cea strictă profesională. Dacă pot să ofer așa cum și eu am primit atât de mult de la alții. Enorm am primit. Ce să mă gândeam la faptul că, cu mici perioade în armată, când într-adevăr am suferit de foame, eu totdeauna am avut mai mult decât îmi este necesarul. Mult mai mult. Și n-am căutat lucrurile astea. Dar Dumnezeu, nu știu cum a făcut, zice, să ai ca să nu porți grija. Și a mai dat și altora. O spun ca o laudă. Deci, să ofer din... Până și din disciplinele acestea sunt cunoștințe, da? Și lecția lor. Nu? O parte să o numesc aplicativă, din care să înveți ceva. Că nu e... Istoria în sine este o maestră pentru viață. Da? Te învață și ce nu trebuie să faci. Pentru că am început emisiunea vorbind despre timp, aș vrea să o încheiem în același ton și să vă rog să le adresați un cuvânt celor cărora li se scurge timpul și se apropie de final. Și știți la cine mă refer, la acei oameni care își văd deja poate finalul vieții, capătul vieții pe acest pământ. Ce cuvinte vreți să le adresați acestora? Păi nu m-am gândit că o să fac o astfel de sugestie. Viața, cântecul acela, sfârșitul nu e aici. Nu. Poate mă gândesc dacă sunt persoane care suferă enorm suferința asta, știți, fizică, le doresc să sufere mai puțin sau chiar deloc și trecerea în veșnicie să fie una lină, dar să fie conștienți acești oameni de tot ceea ce au primit și au oferit în viața lor și să fie recunoscători lui Dumnezeu pentru atâtea daruri primite și pe care i-au putut să le ofere. Deci să nu privească cu regret ceea ce a fost în viața lor. Și chiar și eșecurile, greșelile, și acelea sunt niște lecții din care înveți. Și acelea au un rol în viața noastră, că noi, din păcate, de multe ori învățăm să facem binele din relele pe care le pătimim sau le facem. Deci e ca un paradox, binele care crește așa din rău. Așa lucrează, cred că, providența. Deci să nu regrete. De fapt, să nu regrete nimic. Și pentru bune și pentru rele. Doamne, ăsta sunt eu. Așa? Și în același timp să fie conștienți că Dumnezeu are brațele deschise pentru oricine. Și că oricum viața aceasta, în comparație cu veșnicia care ne așteaptă, e nimic. E așa o clipire de ochi. Din ochi. Vă mulțumesc, părinte, pentru că ne-ați îndemnat să visăm și noi. Vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Îmi pare rău că poate nu am menționat absolut toate funcțiile și toate peste tot pe unde ați folosește pentru știință, dar știu că vor rămâne în cărțile pe care le-ați scris, atât dumneavoastră cât și alți istorici ai diecezei de Iași. Vă mulțumesc pentru prezența la această emisiune. Și eu mulțumesc din suflet, mi-a făcut plăcere. Sper să și folosească cuiva. Cu siguranță. Dragi prieteni, a fost părintele Emil Dumea, vă mulțumesc pentru atenție. Nu uitați, și noi trebuie să fim visători. Zi de zi, clipă de clipă. Interviul săptămânii la RCIS FM.